Pentru că bunătățile Domnului s-au înnoit și în această dimineață și iată, încă o zi se apropie de finalul ei. În această seară putem să spunem din nou, din toată inima, lăudat să fie Domnul. Din partea sa dorim har și pentru lecția ce urmează, a opta, din tematica asemănării al împărăției lui Dumnezeu. De data aceasta, împărăția ne este asemănată potrivit pildelor Domnului Hristos și între contextului Scripturii, cu o nuntă, o cină, o masă a bucuriei depline. Evreii, în prim plan, așteptau o astfel de satisfacție de care să aibă parte. Dar Dumnezeu avea în vedere ceva mai mult decât își imaginau ei, pe măsură ce făgăduințele divine curgeau prin profeți. Dumnezeu îi avea în vedere pe ei și chiar pe noi ceilalți și ne cheamă la o bucurie eternă. De altfel, Scriptura spune că bucuria originează în Dumnezeu, am putea spune că și are reședința la tronul său în slavă. Așa spune cartea 1 a Cronicilor, capitolul 16, versetul 27. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței tale. Tăria și bucuria sunt în locașul lui. La tronul său suntem chemați nu doar să împărățim într-un regat puternic, cum am studiat lecția trecută, ci și să ne bucurăm. De aceea cei care înțeleg, cum a fost cazul unuia despre care citim în Luca 14, știu ce îi așteaptă și să pregătesc pentru aceasta. Luca 14, versetul 15. Unul din cei ce se deau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul a folosit această exclamație și înțelegerea lui, rostind tocmai atunci pilda celor poftiți la cină. O masă despre care tot Domnul spunea, vă citesc din Matei capitolul 8, că se vor aduna oameni de pe toate meridianele pământului și din toate vremurile. Matei capitolul 8, versetul 11, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Haideți în această seară să ne cercetăm potrivit celor scrise și să vedem dacă ar suna chemarea la masă, apelul în această seară. Vom fi vrednici? Vom fi acceptați la această masă binecuvântată? Împărăția lui Dumnezeu este comparată cu o nuntă. Nu doar începe cu o nuntă. Ea însăși, împărăția, în întregimea ei, este comparată cu o nuntă. Pentru că este privită ca o bucurie la o masă selectă și festivă, care va dura mai mult decât ospețele bogaților sau ale regilor. Amintiți-vă de Ahasverus, care a dat un ospăț, spune cartea Estera, capitolul 1, versetele 4 și 5, de 180 de zile, o jumătate de an. Apoi, pe lângă acest ospăț pentru toți demnitarii săi din conducerea centrală și regională, am mai dat un alt ospăț pentru toți locuitorii din capitală pentru 7 zile și i-a acceptat să intre în toate domeniile sale și să servească după plăcere. Cu siguranță că masa pe care o va da Dumnezeu, ospățul său va fi mai extins, mai minunat, mult mai bogat decât al acestui rege. De aceea, profeții, surprinzând aceasta, scriau, iată ce zice David în Psalmul 16, versetul 11. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta, nu doar 180 de zile.
desfătări veșnice. Tot în Psalm citind 21 de la versetul 2, i-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Îți cerea viața și i-ai dat-o, o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui Dumnezeu ajutorului tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția, îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feței tale. Căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Umpluți de bucurie în prezența divină. Citim tot din Psalm, Psalmul 40, referitor la bucuria care o anticipăm, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Știți, Domnul spunea despre un bogat care se îmbrăca în fiecare zi în porfiră și în subțire și ducea o viață plină de veselie și strălucire. Și printre altele remarcă mesele lui încărcate. Era bogat. Și era un bogat din cei care nu doar capitalizează, din cei care doresc să se bucure în prezent de ceea ce au. Dar Domnul spunea ucenicilor săi ca unii care nu au avut parte în viața aceasta de prea multe, în raport cu bogații vremii chiar, citim din Luca capitolul 22, că urma să le pregătească el masa despre care noi vorbim. Luca 22, versetul 30. Ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Cu Avram, Isaac și Iacov, cu ucenicii și cu toți sfinții. Un loc și pentru noi. Dar masa este a Domnului, nu doar lui Avram, Isaac și Iacov și a ucenicilor, pentru că toate acestea le pregătește împăratul, este o masă împărătească, o nuntă împărătească. Să privim la câteva imagini ale acestei nunți sau cine, a unei mese a bucuriei depline. Matei 22, pilda nunții fiului de împărat. Citim de la versetul 2. Împărăția cerilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii și să câmpe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Prima serie a refuzat prezența la nuntă și scrie apoi de la versetul 8. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă, dar la răspântiile drumului și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care au găsit și bun și răi și odaia ospățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a sărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Din această pildă înțelegem că avem de-a face cu o chemare pe care trebuie să o onorăm prin prezența noastră izvorâtă din dorința de a fi la bucuria pe care Dumnezeu ne-o pregătește. Aceasta în prim plan, să dorim, să facem totul, să avem parte de această bucurie. Dar în al doilea rând, în completarea dorinței de a fi acolo, din această pildă înțelegem că e vorba și de o pregătire după regulile casei regale. Nu putem să ne prezentăm oricum la nuntă. Unii nu vor ajunge, fiindcă nu sunt pasionați de asta. Alții nu vor intra, pentru că nu se pregătesc pentru aceasta. Ambele aspecte sunt importante, sunt probe eliminatorii. Iată o altă pildă. Întoarcem pagina, capitolul 25. Versetul 1. Atunci împărăția celor se aseamănă cu 10 picioare,
care și-au luat candele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Vă rog să rețineți, aici e vorba de fecioare, dincolo a fost vorba de invitați. Și în altă parte vom găsi referințe la mireasă. Și nu cred că este înțelept să trecem la clasificări, ci să înțelegem mai degrabă că acestea sunt pilde și cele 10 fecioare îi reprezintă pe invitații de dincolo sau pe mireasa din altă parte. E vorba de oameni chemați care trebuie să știe ce să facă pentru a avea parte de această bucurie, de această masă. Versetul 2. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candele, și-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au țipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acestea s-au sculat și au pregătit candele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne un de lemnul vostru când se sting candele. Cele înțelepte au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Ce mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata, accentuăm, cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți nici ceasul, nici ziua în care va veni Fiul omului. Aici așteptarea bucuriei trebuie să fie marcată de asigurarea înțeleaptă a acceptării la nuntă. Pregătirea care se face din timp. Domnul a spus pilda aceasta, dacă ne uităm cu atenție în versetele finale ale capitolului 24, după ce le-a predicat ucenicilor accentuând pregătirea. Să fii gata în orice moment. Aceasta e foarte important, ca să fii pregătit, să fii asigurat că vei avea parte de nuntă. Iată cum o pildă scoate în evidență o față a problemei, o alta arată altă dimensiune, dar toate se referă la aceeași lucrare, la chemarea, la masa bucuriei din cer, din împărăția cerurilor. Ne oprim la o altă pildă, Luca capitolul 14. Aici nu mai este o nuntă, aici împărăția cerurilor este prezentată printr-o cină, o masă deosebită. Citim de la versetul 16, dar asemănările cu pilda nunții fiului de împărat sunt foarte mari, pentru că se referă la aceeași lucrare. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți că iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi s-a-mi cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am măsurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, după ce aceștia întâi chemați au refuzat, a raportat aceste lucruri, atunci stăpânul casei s-a mâniat pe ei, cum am avut explicațiile în Matei 22. Și a zis robului: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu-ași pe cei săraci, ciunci, orbi, scopi, acei buni și răi din Matei 22. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Adică generație cu generație au fost culeși și încă tot a mai rămas loc. Mulțumim Domnului că a mai rămas loc și pentru noi. Numai să ne grăbim și să ne pregătim. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intri. Iată câtă dorință avea stăpânul, respectiv împăratul, să-și vadă umplute locurile la masă. Ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea, adică din cei poftiți în prima serie. Aici iată că avem de-a face cu o masă la care toate sunt pregătite, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu mergem noi să mai amenajăm ceva, totul este gata, o masă a bucuriei de la care vor fi absenți mulți din cei chemați,
De ce vor fi absenți? Pentru că au fost atrași de alte bucurii. De bucuria unei nunți pământești, a unei activități economice, de o natură sau altă. Iată cum oamenii aceștia au ratat fericirea. Și generație cu generație sunt oameni care trec pe lângă ea. E fericirea de care unii nu vor avea parte, bucuria de la masă, dar ei vor lipsi. Și într-o ultimă imagine, mă opresc în Apocalipsa, capitolul 19, unde din nou în simboluri profetice ne este prezentată masa din cer. Citim de la versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată mult, ca vuiet unor ape multe, ca bubuit unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Exact aceleași accente ca în pilde din Evanghelie. Și face referire la pregătire. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, căci cel ce a fost surprins fără haină a fost dat afară. Fecioarele aparent ar rezulta din pildă că și-au procurat ulterior un de lemn și ar fi vrut să intre, dar pilda se încheie categoric că n-au mai fost acceptate. Deci respingerea de atunci nu mai presupune, cum învață unii din nefericire, o nouă șansă după venirea Domnului să mănânce și ei în seria a doua. Așa ceva nu va fi. Pildele care le-am amintit și întreaga învățătura Domnului Hristos a apostolilor nu permite, inclusiv simbolurile luate de Domnul din Vechiul Testament, când s-a închis ușa la corabie, când a fost luat Lot și din cei luați cu Lot, dacă s-au uitat înapoi, au rămas. Nici vorbă să mai vină îngerii după o a doua serie și să-i ducă și pe ei la masă, sau cel puțin își închipie unii să lipsească de la prima masă, dar apoi să aibă parte de următoarele. Scriptura nu ne permite o astfel de interpretare dacă citim corect. În Apocalipsa 21 este scris din nou de la versetul 2 despre momentul împlinirii acestor pilde: și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și adăugăm versetul 9. Apoi, unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Dragii mei, dorința mea profundă și dorința fiecăruia dintre noi trebuie să fie, atât predicând, cât și rugându-ne, meditând, să fim prezenți la nunta aceea. Cineva se ruga cu foc la o nuntă și un proroc din sală a zis: Doamne, va fi omul acesta la nunta ta, fiindcă el se ruga cu cuvinte ce aveau în vedere nunta mielului. Și i s-a dat un răspuns din care rezulta că acel om trebuia să se silească pentru a nu rata bucuria pentru care se ruga cu lacrimi, așteptându-o. Da, un anume moment de bucurie nu ne califică pentru adevăratul timp al bucuriei, ci pregătirea, așteptarea în permanență. Poporul, cetatea împodobită, în prezența frumuseții și a bucuriei divine, trebuie să ne atragă și să dorim cu toată inima noastră să ajungem acolo. După aceste imagini, vreau să ne oprim la descrierea acestei bucurie depline, folosindu-ne de aceste imagini și de alte referințe biblice. De ce Domnul a comparat împărăția sa cu o nuntă? Pentru că la o nuntă este multă bucurie. Să ne gândim în primul rând la bucuria mirilor, nu doar a invitaților.
tinerețea, cu sentimentele de dragoste activate de vise și hormoni, ceea ce implică suflet și trup, sunt o realitate în care oamenii se simt împliniți. N-am spus excepție, fac eunucii sau cei care sunt imorali și nu au așteptat ca să aibă parte de o asemenea bucurie. Dar relația de curtare și apoi de împlinire absolută în dorința celor doi de a fi împreună. Știți că unii trec pe invitații ceva de genul cea mai fericită zi din viața noastră. Eu de regulă nu sunt de acord cu exprimarea asta, pentru că eu nu cred că celelalte zile trebuie să fie mai puțin fericite. Mai probabil că oamenii așa trec, fiindcă la mulți așa se întâmplă. Sunt fericiți atunci și apoi se cam evaporă fericirea, că nu se poartă frumos și își pierd bucuria. Dar cred că împărăția lui Dumnezeu nu poate fi comparată cu o nuntă și apoi cu o viață de familie târâită. Cred că împărăția lui Dumnezeu se compară, repet, în întregime cu o nuntă. Nu vom putea să spunem că după mii de milioane de ani, în împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi așa de frumos ca la început. Pentru că ar însemna să nu fie bucurie deplină. Dar ceea ce întâlnim noi, ceea ce trăim noi, și oamenii în general și pot să înțeleagă, la o nuntă, când mirele și mireasa se bucură și sunt încântați unul de celălalt, e o imagine, o idee din bucuria care va fi în împărăția lui Dumnezeu. Să citim câteva versete din Cântarea Cântărilor și poate cel mai înălțător le-ar interpreta cu referire la bucurie cei ce și-au păstrat fecioria, curăția și a căror căsătorie vine de la Domnul și așteaptă să fie cu cei dragi, să primească binecuvântarea Domnului, să se bucure la nunta lor. Cântarea Cântărilor, capitolul 1, versetul 4. Trage-mă după tine și haide-mi să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui, ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda de smerdările tale mai mult decât vinul, pe drept ești iubit. Versetul 12. Când stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Iată referiri concrete la bucuria de la masă. Capitolul 2, versetul 3, ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri, cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele, el m-a dus în casa de ospăț și dragoste este steagul fluturat peste mine. Capitolul 3, versetul 11. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon cu cununa pe care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui. Și ce era ziua aceea? Ziua veseliei inimii lui. Așadar, dragii mei, mă adăugăm doar un verset, 4 cu 16. Din toate acestea înțelegem ceea ce nu-i greu de înțeles. O bucurie ca la nuntă. Cam povești, cum se spune, mai mult cam povești, va fi împărăția lui Dumnezeu. Scoală-te, crivățule, vino vântule de mea zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea, să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce, adică să stea la masă din roadele ei alese. Și pentru a fi masa întreagă, cu siguranță că e nevoie și de flori. Această împodobire pe care oamenii și-au dorit-o și în parte Dumnezeu le-a oferit-o și în viața aceasta, în viața de familie. Dar adevărata împlinire și a tot ceea ce își doresc oamenii în privința unei mese la care să stea și să se bucure, va fi împărăția lui Dumnezeu. Dorința fierbinte a celor ce se iubesc de a fi împreună îi conduce la pregătiri pe măsură, la vise ce vor fi împlinite. Și focul dragostei face ca să fie date la o parte
toate piedicile. Spune tot în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, de la versetul 7, apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Și râurile n-ar putea să o nece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Vedeți de ce cel cu boi și cu ogorul nu s-a dus la masă? N-a iubit stăpânul. Pentru el masa aceea n-a fost atracția totală. Când e dragoste, putea să-i dea toate perechile de boi din lume. Și toate ogorile le-ar fi disprețuit. Pentru că Dumnezeu ne-a simbolizat împărăția cu o nuntă, unde oamenii se vor veseli, dar pentru nuntă se pregătesc cei ce se iubesc. Și scrie Romanul cu 28 că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu-L iubești, nu te pregătești. Nici nu s-ar bucura cineva cine nu iubește pe Dumnezeu. Dacă e cineva care iubește lumea și ar ajunge la masa aceea din cer, ar spune că nu este mulțumit cu meniul. Spunea Domnul Hristos, citim din Luca capitolul 12, că noi ar trebui să fim aprinși în dor după prezența divină, pentru că nimic de pe pământ nu poate să dea satisfacție mai mare. Luca 12, citim de la versetul 30 și 5. Mijlocul să vă fie încins și văclile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Fericit de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Versetul 40. Și voi dar fiți gata? Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Da, nu ne gândim în sensul că nu știm calendaristic. Dar dacă l-așteptăm și dacă suntem gata, nu e nicio problemă. Dacă te pregătești de dimineață să vină cineva să te ia, nu e problemă că vine la 11. Și dacă nu vine până seara, și vine la 11 seara. Dar dacă tu ești gata, doar trâmbița trebuie să auzi. Și dorul se trezește și ești gata să participi cu bucurie. Spune Apostolul Pavel, 2 Timotei 4 cu 8, că Domnul va da cununcilor ce vor fi iubit venirea Lui. Așadar, dorim să fim la masă? Trebuie să dovedim aceasta nu prin dragostea de masă, prin dragostea de mire. Pentru că la o nuntă, nu mâncarea în sine constituie satisfacție. Întrebați-l pe un mire sau pe o mireasă. Dacă pentru el marea satisfacție a fost meniul. Meniul doar a completat întreaga lucrare. Dar satisfacția a fost dată de acel împreună, care de fapt debutează o viață împreună. Într-o a doua descriere a bucuriei depline, vreau să observăm că și căutările și așteptările noastre sufletești și spirituale evidențiate în literatura biblică arată această masă nu doar pentru mire și mireasă, ci și pentru tată și copiii săi. Pentru că dragostea, pe de o parte, se evidențiază în relația dintre soți și într-o altă dimensiune mare între părinți și copii sau copii și părinți. De aceea, în pilda celor poftiți la cină sau în masa ocazionată de întoarcerea fiului risipitor, nu avem acolo o mire sau o mireasă, dar avem bucuria de a fi împreună. Și cu cine poate să fie bucuria mai mare dacă nu cu un prieten, dacă nu cu cei din familie? Dar aceasta va fi împărăția lui Dumnezeu. Am analizat noi într-o lecție anterioară o masă a unei familii mari în care tatăl se va bucura de toți copiii săi întorși acasă. De aceea să citim ce spune Cartea Sfântă și să completăm această paletă a bucuriei. Noi ne vom bucura de Domnul Hristos ca mire, dar să nu scăpăm din vedere bucuria de a fi împreună cu Tatăl. El recâștigându-ne din nou. Spune Scriptura în Psalmul 45 și apoi vom citi din cartea profetului Isaia,
Psalmul 45. Mai întâi, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Citesc de la versetul 8. Smirna, aloia și casea îți umplu de miros plăcut toate veșmintele, în casele tale împărătești de fil, deci te înveselesc instrumentele cu coarde. Versetul 10. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea, uite pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Versetul 14. 13. Fata împăratului este plin de strălucire înaintea casei, înăuntru casei împărătești, ea poartă o haină țesută cu aur, este adusă înaintea împăratului îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete însoțitoarele ei care sunt aduse la tine. Este luat modelul unei nunți regale din Israel în care mireasa avea aceste însoțitoare. Dar pe lângă această imagine a nunții împărătești, ne oprim în Isaia, capitolul 61, unde există și dimensiunea bucuriei de a fi împreună cu Domnul. Bucurie din care noi prindem câte o fărâmă în prezența Domnului, în adunare, la rugăciune, în alte ocazii. Isaia 61 cu versetul 10, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeu meu, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu manta izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o crună împărătească și ca o mireasă împodobită cu scurile ei. Iată că aici noi suntem comparați cu un mire, nu numai cu o mireasă. Pentru că toate acestea sunt doar simboluri. De aceea putem fi comparați cu un fiu, cu o mire, cu o mireasă, cu fecioare. Tot în Isaia citim în 62 cu 5, cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Doamne, dă-ne har să ajungem la bucuria aceea. Să ne bucurăm noi, dar să se bucure și Dumnezeu de noi. La bucuria aceea ne vom bucura deopotrivă. Așa cum scrie și în Țefania, capitolul 3, versetul 17. Să nu fim egoiști și să ne gândim numai la bucuria noastră, să ne gândim și la bucuria Domnului, că noi vom avea parte de bucurie fără merit, dar Dumnezeu se va bucura pe merit. Țefania 3 cu 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Cum se bucură Dumnezeu? Vom vedea atunci. Vom fi ca El, ne vom putea bucura împreună. Cum s-a bucurat Tatăl Fiului Risipitor, care a zis, trebuia să ne bucurăm și să ne veselim. Și celălalt nu putea sau nu voia să înțeleagă. Au început să se veselească. De ce nu l-a primit sec și spune, a venit înapoi? Poftim, îmbracă-te, rămâi pe aici. Te reprimesc, să vedem cum te porți. Pentru că în bucuria lui n-a putut să nu facă masă. Și n-a putut să aibă loc doar o masă fără bucurie. De aceea a tăiat vițelul și l-a îngrășat și a pregătit o haină de sărbătoare pentru el. În al treilea rând, bucuria de la masa din cer va fi o bucurie deplină pentru că nu va fi nimic vrednic de supărare acolo sau de blestem, cum spune Cartea Sfântă. Nunta eternă va fi caracterizată de bucurie și veselie absolută, spre deosebire de orice bucurie de pe pământ care este diminuată, mai mult sau mai puțin, de întristări. Se adună mulți la o nuntă, dar poate cineva lipsește că e în spital. Cineva nu poate să mănânce că e la regim. Cineva n-a mai putut să ajungă pentru că a trecut din viață. Sau n-a putut să vină că locuiește prea departe în America, n-a avut bani și așa mai departe. Bucuria din cer nu va fi ciuntită, nu va fi afectată de nimic din ceea ce este rău. Să ne amintim de evenimentele descrise în Cartea Estera. Se căuta o nouă regină. Până la urmă a fost aleasă Estera,
Dar împăratul a pus și pe Haman într-o poziție importantă după el. Și peste Ester a venit din nou întristare. Peste Haman de asemenea, peste Mardoheu, peste Haman a venit în final. Și lucrurile în final s-au schimbat. Știți că după ce a fost dat un decret împotriva evreilor care a ajuns în tot imperiu, și spune Scriptura în cartea Esterei, hai să citim doar câteva versete ca să scot în evidență de ce în cer bucuria va fi atât de mare, în capitolul 3, de exemplu, este scris, versetul 15, alegătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Păi versetul 3 al capitolului 4, în fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost mare jale printre iudei. Posteau, plângeau, se boceau și mulți se culcau în sac și cenuș. Și regina a ajuns să postească și să se întristeze. Dar după ce a fost desconfirat planul lui Haman și a fost dat un alt decret în favoarea iudeilor cu drept de răzbunare, spune Scriptura, vă citesc din capitolul 8, versetul 15, Mardoheu a ieșit de la împărat cu haină împărătească albastră și albă și cu o mare cunună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Cetatea sus a striga și se bucura. Pentru idee nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut, în fiecare cetate, pretutindeni înjau porunca împăratului și hotărârea lui a fost între iudei bucurie și veselie, o spețe și zile de sărbătoare. Acum vă întreb, dacă nu s-ar fi dat întâi primul decret, și ar fi dat un decret în favoarea evreilor să aibă parte de zile de ospăț, ar fi fost atât de mare bucuria? Cu siguranță nu. Bucuria a fost mare pentru că ei au trecut de la minus infinit la plus infinit, nu de la zero la plus infinit. Și când s-au apropiat zilele de ospăț, a fost ceva care a rămas în istorie. Și spune aici în mod deosebit, în final, în capitolul 9, că acele zile nu trebuiau desființate niciodată. Pomenirea lor să fie păstrată din neam în neam. Pentru că, rețineți versetul 22, spune așa, zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmașii lor, le-a poruncit să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare, să facă în aceste zile și zile de ospăț și de bucurie când să-și trimite darul de mâncare unui altora și să împartă darul celor lipsiți. Vă rog să vă gândiți că se vor aduna toți martirii, toți oamenii care au plâns și au suferit pentru că în lumea aceasta cine trăiește în Hristos este prigonit. De aceea bucuria va fi cu atât mai mare. Pentru Domnul Hristos bucuria va fi cu atât mai mare, spune Isaia 53, că va vedea rodul muncii sufletului său. În Ghețimane a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și la această întristare de moarte, și pentru noi toți ceilalți de la moarte, se trece la viață și nu la orice viață, la o viață a bucuriei depline. Se merită să îndurăm orice, se merită să ne pregătim. Să citim și în Isaia capitolul 35 și vom vedea din nou că bucuria va fi accentuată tocmai de această trecere de la rău și moarte la bine, la un bine absolut. Haman a fost ucis, spânzurat, fiul lui de asemenea. Toți dușmanii terminați din imperiu. Și normal că se vor bucura, așa va fi în împărăția Dumnezeu. Fără dușmani. 35 cu 10. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică, accentuez, nu va fi bucurie doar la început, o nuntă scurtă și gata. O bucurie veșnică. Le va încuruna capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. De aceea am citit din Apocalipsa 19, să ne bucurăm și să ne veselim ca început și nu se mai termină. Pentru că nemai fiind rău, nu se mai poate termina. Va fi totul bine și fericire. Mi-am amintit din nou de un frate
care era în spital și se gândea că pleacă la Domnul, oarecum întristat că nu era chiar așa în vârstă, și în durerile acelea, că uneori în dureri Dumnezeu ne vorbește mai bine. A avut un vis sau o vedenie ce i-a dat Domnul, că erau mese întinse cât vedeai cu ochii, foarte late, pe care le-au puse tot felul de bunătăți, cum spun oamenii. Și când totul era pregătit, a trecut un călăreț în haine albe printre mese și striga așa, ca și cu o portavoce: mai dorește cineva ceva? Și spunea fratele: și-am așteptat să aud. Și nimeni n-a mai spus că ar mai trebui ceva la masă. Niciun condiment, niciun suc în plus. Că toate-s gata. E bucurie de plină. Și nu se mai termină. Acum să nu vă imaginați că veșnicia va fi, vom sta niște fotole legere și vom mânca până ne vom giftui. E doar o imagine pe înțelesul nostru că împărăția lui Dumnezeu e cea mai mare satisfacție. Și când stai la masă, îți amintești că va fi mai bine de atât, și când te bucuri de mireasa ta sau vei fi cu mirile și cu ai tăi dragi, să știi că va fi mai bine de atât, că va fi mai mult decât ceea ce poți să-ți dorești sau să gândești. Dar în mod deosebit am accentuat în această idee, această bucurie va fi dată de faptul că se va trece de la rău la bine și că nu va mai fi niciun rău. La noi în zonă era o întâmplare, să o numim, o poveste devenise, că un om pe unde mergea la nunți făcea scandal. Și fiindcă urma o altă nuntă, oamenii, rudenile, i-au trimis vorbă și a zis: n-avem nevoie să dai cinste, îți trimitem mâncare acasă, dar nu veni, că nu știu cum au motivat ei. Știau că face supărare. Și când a venit masa, au trimis să-i ducă meniul complet, dar așa e omul satanei, a zis: vă rog, când mergeți înapoi și crainicul anunță cinstea și cum el anuntă, numai atâta să întrebați pe coțofană, pe acea pasăre, ce-i mai mult, alb sau negru? Ăștia nu și-au dat seama, s-au dus, a fost o simplă dorință și începu un scandal, unii că e mai mult alb, alții că e mai mult negru. Și a zis: măi, omul satanei face rău și la distanță, dar Dumnezeu va nimici răul încât nimeni să nu mai supere pe ceilalți la masă și să fie cu adevărat o bucurie deplină. În al patrulea și ultimul rând, în descrierea acestei mese regești, vreau să menționez din Cartea Sfântă că această masă împărătească a bucuriei și a părtășiei familiei și a prietenilor în permanență va fi posibilă în condițiile gloriei cerești și a unei tinerețe eterne. Pe bătrân deja mai duci la masă. Vor mânca și ei, dar de la o vreme nu mai are gust mâncarea. Împăratul David, când a fost urmărit de Absalom și s-a refugiat peste Iordan, a fost îngrijit de un bogat, Barzilai Galaditu. Și după ce și-a recăpătat tronul, să se revanșeze, zice acestui bătrân: vino cu mine să stai la masă. Știți ce a răspuns bătrân? Citim în cartea a doua a lui Samuel, capitolul 27, capitolul 17, 19 de la versetul 31, da. E discuția dintre ei, dar eu citesc pe scurt doar versetul 35. Eu sunt azi în vârstă de 80 de ani, pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce se mănâncă și se bea? Poate să mă aud glasul cântăreților și cântăreților și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Zice, uite, dacă tot vrei la masă, du pe unul mai tânăr. Dar în veșnicia viitoare, toți vom fi tineri. Din 27, am vrut să spun din 1 Samuel 27, acolo David îi zice lui Achish, împăratul de la Gat: auzi, să nu stau cu tine în cetatea împărătească. Că nu oricine avea drept la o masă împărătească. Dar noi suntem fii de împărați, o preoție împărătească, mulțumim Domnului pentru aceasta. Dumnezeu are de unde să ne ospăteze
și în condiția unei veșnicii eterne, se poate vorbi de așa ceva. Să ne gândim la amenajările de acolo. Știți, uneori se dau bani mulți pe amenajarea de la masă, alții vor ceva în aer liber. Dar scrie în Isaia 35 că pustia va flori ca trandafirul și va fi totul pregătit, un design perfect, un meniu desăvârșit și asta toate pentru oameni sănătoși. Dea Domnul să fim mai întâi sănătoși în credință și să dorim cu toată inima să ajungem acolo, amin? Și în încheiere, vreau să notăm într-o concluzie că nunta aceasta, masa aceasta festivă, frumusețea de acolo și împlinirea sufletească a celor doi miri în prim plan, a celor ce stau la masă, este doar o imagine, exemplu, nu o realitate materială. Pentru că spune Pavel, Romani 14:17, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci ceva mai mult, neprihănire, pace și bucurie. De plină bucurie în Duhul Sfânt. Dacă prin Duhul Sfânt unii au putut să se bucure în suferință, alții au stat pe genunchi cu mâinile sus, nu pedepsiți, cu harul peste ei câteva ore, nu-i dureau nici mâinile, nici genunchii, să ne imaginăm să stăm la o masă, asta pe înțelesul nostru, cum va fi acolo. Am spus că nu va fi o masă fizică, în sensul a ceea ce avem noi acum și bazându-mă pe cuvintele Apostolului Pavel, care spunea 1 Corinteni 6, versetul 13 și 14, mâncările sunt pentru pântece, pântecele pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul, adică ce? Pântecele, stomacul, și pe celelalte, adică mâncărul. Dar trupul nu este pentru curvie, El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Dar nu ne va învia cu carne și sânge care nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și spune în aceeași epistolă, capitolul 15, citesc de la versetul 47, omul dintâi este din pământ și are nevoie de mâncare. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, în imaginea de aici, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Așa că la acea masă va fi cum numai Domnul știe. Dar ca să înțelegem noi, ne-a fost prezentată împărăția cu un moment extrem de fericit al vieții acesteia, unde ne bucurăm o nuntă, o masă. Domnul a spus că va bea împreună cu noi un vin nou. Ce înseamnă un vin nou? Hai să medităm până vine Domnul, dar să dorim din toată inima. Pentru că, vreau să spun într-o ultimă idee, așteptarea acestei nunți, acestei cine a bucuriei de pline, trebuie să fie într-o stare de bucurie încă de pe acum, în pofida întristărilor ușoare de o clipă. Da. Bucuria aceasta, dorința, dragostea pentru a fi acolo, trebuie să fie prezente. Domnul spunea, Ioan, capitolul 15, versetul 11, și asta e pentru vremea și viața de aici. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină. Aici bucurie deplină în pofida acestor întristări care le avem. Cum poți să te bucuri? Durere, îți moare cineva, cum poți să te bucuri? Cred că bucuria de aici vizează tot bucuria de acolo. Pentru că gândul la bucuria aceea desăvârșită din cer nu poate să fie stins de vreo aparentă lipsă a bucuriei în viața aceasta. Cum să te bucuri când n-ai ce să mănânci? Gândindu-te la acea masă, pentru că și numai dacă postim, așa e că ne este mai dragă mâncarea, vorba proverbelor, că flămând, pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci.
Da, gândindu-ne la ce va fi acolo, ne bucurăm în așteptare. Stai între oameni care au dinți de lei, cum spunea psalmistul, și vreau să te încolțească toate părțile. Te mai poți bucura? Da. Gândindu-te că la masă în cer nu mai trebuie să spui un cuțit în gât, cum zice în proverbe, când stai la masă cu unii, că ei stau la masă cu tine, dar inima nu le este cu tine. De aceea citim din 1 Petru, capitolul 1, într-o epistolă unde este scris despre oameni care treceau prin prigoană, dragii mei. Sărăcie, probleme. 1 Petru 1 cu 3 binecuvintează pe Dumnezeu cu referire la nădejdea vie, la moștenirea nestricăcioasă, neîntinată. Versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită asta, gata pentru oameni care-s gata, care o așteaptă, care o doresc. În ea voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Versetul 8. Pentru că voi iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. O avem? O avem dacă ne gândim la El. Da, ea se va permanentiza în viața noastră dacă dorim masa aceea din cer. Când să fim împreună cu Domnul și să-i slujim cu toată inima. Am fost plecat într-un drum mai lung cu soția și la un moment dat am început să cântăm și ne-au venit în minte mai multe cântări din vremea tinereții noastre, când am început și noi să învățăm cântări și când mergeam în misiune. Și printre altele am ajuns la constatarea că în vremea aceea erau mai multe cântări referitoare la venirea Domnului. Era o așteptare mai doritoare. Dar vremea de libertate, economia și alte și alte lucruri, parcă i-au făcut pe oameni să nu mai dorească atât de mult în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, noi putem să ne bucurăm încă de aici, nu că aici le avem pe toate, nu că masa ne va fi întotdeauna bogată și că vom avea numai oameni dragi în jurul nostru. Poate sunt unii care spun, m-am bucurat eu la nuntă, dar apoi nevasta sau bărbatul mi-a oferit zile mare și am mâncat suspinând. Deci trebuie să te gândești la bărbatul ăsta dacă e rău. Gândește la cel de sus, care e bun. Trebuie să te gândești la cine te-a necăjit și la cel ce te-a întristat. Nu, gândiți-vă la Domnul și Domnul să vă întărească. Să se împlinească cu noi urarea cu care încheie Iuda epistola sa. Învățați pe de rost versetele astea, dragii mei. Iuda 1 cu 24 și 25, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurul Dumnezeu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Domnul nostru, a Lui să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin.